Roxana Vancea era cât pe ce să transforme poarta sărutului în poarta fututului. Însă ea, și pentru asta chiar merită aplauze, a ales calea grea, a venit în București și a început pregătirea pentru obținerea postului de asistentă cu Daniela Crudu, care a învățat-o toate dedesubturile pe care le are.